Mi s-a părut că fizic semănăm extrem de mult. De fapt, țin minte că în primele săptămâni în care eram aici, cum eram eu într-o stație de autobuz, mereu venea cineva să mă întrebe pe mine dacă știam traseul autobuzului. Și atunci mi-am dat seama eu că se pare că am față de român. Hola, soy David Grau, tengo 31 años y soy de Elche, en España. Y llevo viviendo en Bucarest desde 2008. Prima oară când am venit în România a fost în 2005 cu o bursă de studii și inițial trebuia să stau un an la facultatea de litere și apoi să mă întorc acasă. Dar după 2 ani acasă am venit în vizită în 2008 cu gândul să stau o lună și nu m-am mai întors. Deci asta a fost acum 12 ani. Eu la vremea respectivă stăteam în Brazilia, soțul meu era deja în România. A ales România din mai multe motive și apropiere între România, Spania, limbă și așa mai departe și după aia am venit și eu. Eu veneam în România, îți dai seama, eu veneam din Rio de Janeiro. Deci eu veneam de și credea că o să găsesc ceva cu tot altceva. Și culmea e că am ajuns și într-o săptămână le-am zis pe Ricardo, vezi că îmi place foarte mult aici, am simțit bine. Și unul din punctele importante era securitate. Poate nu pare ceva important pentru cei care sunt aici și nu dau seama. Eu veneam dintr-un oraș în care era extrem de violent și extrem de periculos. În România am ajuns în iarna din 96 și motivul a fost un an sabatic pe care mi l-am luat, încă eram student la Facultate de Arhitectură. Am amintiri foarte, foarte bune de atunci și anul acela a fost cel care ne-a făcut să mă întorc, de fapt. Situația țării era complet alta. Mașini aproape nu erau în oraș și resursele așa erau altfel de cum știam noi într-o țară deja în democrație și bagat în un anumit consumism. Adică îmi plăcea foarte mult legătura cu prietenii pentru că de fapt trăiau aproape fără resurse, adică se bucurau de orice. La început a fost greu. Eu am venit cu niște economii care s-au epuizat destul de repede. După 2-3 luni a trebuit să încep să-mi caut o sursă de venit și am găsit niște joburi mai prost plătite la început, deși au fost două momente în care am fost la limit, în care mai aveam o săptămână și dacă nu găseam ceva de lucru, chiar mă rugam de ai mei să mă împrumute cu niște bani și mă întorceam acasă. Dar din fericire, de fiecare dată am reușit să mă descurc. Ceva șocat sau ceva mi s-a părut total diferit la români, la România, la București? Erau triști. Da, erau mai așa, mai... Da, adică eu te-am zis, eu veneam din Brazilia, acolo tot e tudo bom, tudo bem, nu știu ce, nu aveau niciun leu, nimic în buzunar, dar tot dansau, beau, erau toți fericiți, aici invers. M-a șocat că nimeni ne dădea bună ziua în lift. Eu intra și zic bună ziua și nimeni se uita la tine. Acum nu mai e așa, adică acum s-a schimbat și asta, dar la început era cam așa, se uita toți la tine. Ce e cu doamna asta că zice bună ziua? Cine e? Cine e? Nu știu ce. A plătit cheltuielile de maternitate, ce-a făcut? Fizic țin minte că mi se părea că mă întorsesem un pic în timp și țineam minte cum erau oamenii în Spania când am eu primele mele amintiri, începutul anilor 90. Vedeai după freze, după haine, după machiaj la fete că România începea să intre în Europa, dar încă nu era acolo. Tatăl meu, când am venit aici prima oară, mi-a zis, nu știu de cât te duci acolo, că au nevoie de 20 de ani ca să se schimbe. El nu știind zona totuși, dar știind cum s-a schimbat Spania în această vreme. Și deja au trecut aproape, deci. Acum am prieteni care au tot venit în vizită și cum ajung în centrul Bucureștiului și se uită la oameni, toți comentează că nu au impresia că sunt în altă țară. Că puteau să fie în orice oraș din Spania și să vadă aceleași fețe, aceleași haine, aceeași atmosferă în general.
București, prima oară când nu era așa multe mașini, când te puteai plimba liniștit, îmi plăcea acea dezordine, acea pată a timpului, care fiecare colț era diferit. Totul putea să fie o surpriză, te pierdai ușor. Acum încă se mai păstrează. La începutul, poate poezia locului era ce ai putea să faci tu în acel oraș, unde mult timp rămăsese aproape înghețat. Prima mea impresie când am ajuns în București a fost să mă întreb ce am căutat eu aici, pentru că am ajuns seara târziu într-o zi din septembrie, o zi ploioasă, și apoi primul meu contact cu centrul Bucureștiului ca pieton a fost pasajul Universității în 2005, care avea un aspect nu tocmai plăcut. Din fericire, această impresie s-a schimbat a doua zi, când a ieșit soarele și am văzut altă față. Am traversat grădina Cismigiu, am văzut că ziua se trăia, oamenii ieșeau la plimbare, oamenii râdeau, și atunci mi-am dat seama că nu e bine să-ți faci o părere prea repede. Eu, atunci când am venit, mi-am dat 2 săptămâni să văd dacă pot să stau sau nu. Chiar din primele 3-4 zile am decis că este orașul unde vreau să stau. Lucrurile simple sunt foarte grele în acest oraș, din păcate. Adică să mergi liniștit pe stradă, să te plimbi, să te duci să cumperi ceva, relația cu administrația publică, de exemplu, ca și într-un fel personal, ca și într-un fel profesional, este destul de grea, este multă burocrație. Orice contract cu statul sau cu orice instituție publică este o luptă continuă, dar cred că există și rezultate. Cred că orice funcționar public ar trebui să lucreze 6 luni în altă țară, să scăpăm de toate aceste comportamente, cum nu se poate așa ceva, e imposibil, nu există, pentru că de foarte multe ori dai de oameni care lucrează de 30 de ani conform unui sistem și resping orice schimbare. Au impresia că ceea ce ei nu au făcut niciodată nu se poate face. Din fericire, mai găsești și oameni care au avut experiență în alte domenii, în alte țări, care vin cu altă mentalitate, care iau o provocare ca o provocare, nu ca un obstacol sau ceva de care nu poți trece. Ce facem pentru clienții care vin din Spania? Îi ajutăm să înființăm firmele, managementul firmei, contabilitatea, administrare, băncile, plată impozitele, toți înseamnă de partea administrativă. Faptul că în România lucrurile sunt foarte grele pe partea administrativă, pentru noi e un plus, pentru că au nevoie de noi. Și practic noi îi ajutam în tot ce au nevoie până în zi în care ei au deschis fabrica și atunci deja se poate descurca singur. Soția mea este arhitect, deci la început eu de fapt am fost în spatele ei că în relațiile cu administrația publică, m-a ajutat și cu clienții, adică am avut aceste sprijin din un profesionist care deja era arhitect. Și asta m-a ajutat pe mine să-mi dezvolt și profesia aici. Și acum, în momentul de față, tot colaborez cu un arhitect român. Și acum avem câteva amenajari mai mici, apartamente, avem 2 bloculețe de locuințe și o clădire de birouri mai mare. Și la mine viața profesională e aproape cu un hobby. Am norocul, acel noroc care avem cei profesioniștii care ne place ce facem, în care nu e o slujbă la care mă duc, cu care câștig bani, și viața mea personală e altă, e destul de amestecată viața personală și cea profesională. Am fost traducător, am fost profesor de engleză pentru români și pentru spanioli, profesor de spaniolă pentru români, profesor de română pentru spanioli, am lucrat ca asistent de proiect, am lucrat ca... Ce am mai făcut? Am mai lucrat la câteva publicații bilingve în care am făcut și verificarea și tehnoredactarea.
pot să zic că am lucrat mereu la ce am găsit. Nu am avut niciodată pretenții să găsesc jobul perfect și m-am adaptat. Cred că m-am atașat foarte repede de România, de București, de limbă, de obiceiuri, de tot. Și pot să zic că chiar din primele luni m-am simțit acasă. După ce am trecut de bariera limbii, m-am simțit exact ca în Spania. Pe soția mea l-am cunoscut la început de tot și de atunci cu sus și josuri, nu știu dacă se spune așa, și a învățat spaniolă și catalană, vorbește perfect, nu e nicio problemă, dar n-am reușit să vorbesc cu ea altfel decât în românește. Deci limba noastră e românește, în afară de când ne supăram că fiecare o duce pe limba lui, cum am zis. Acum, după atâți ani în care sunteți aici, vă simțiți puțin român? Da. 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 Da, mai puțin. Și când ajung în Spania și iau mașina, mă simt foarte român. Când duc acolo în Spania, zic, băi, deci, am preluat și obiceiurile astea românesc. Da, mă simt. Da.